Interviurile vor începe dis de dimineață la ora 9. La întâlnire sunt așteptați toți șomerii indemnizați sau nu. În urmă cu câteva luni, firma a mai recrutat 50 de gorjeni care au fost chemați la perfecționare la sediul mamă din Arad. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu dau asigurări că societatea va deschide o filială și în oraș, în partea de nord, pe o suprafață de circa 4 hectare. Societatea își dorește să urgenteze obținerea acestor avize și autorizația finală de construire, pentru că până la sfârșitul anului 2015 intenția lor este de a finaliza investiția în așa fel sau în așa măsură încât în anul 2016 deja să fie în plină producție. Potrivit autorităților, fabrica va asigura peste 700 de locuri de muncă.